Slăvit să fie Domnul. Când vine încercarea și e grea lucrarea, tu să nu dai înapoi. La Domnul privește, că cel te întărește, doar El este cu noi. Rămâi în credință, să ai biruință și luptă-te mereu. Tu ia-ți armătura, cum spune Scriptura, și nu îți va fi greu. Când Domnul te cheamă, nu e în zadar a ta osteneală, căci El îți va da har. Tu ești doar lucrătorul ce cu Domnul lucrează. Rămâi doar în ogorul unde te-a pus și veghează. Azi Domnul te cheamă ca să vii de grabă la tronul Harului. Nu sta în nepăsare, El te vrea în lucrare după sfânt planul Lui. Căci poate vreodată vei vrea o răsplată cu cei ce au lucrat. Deci vino de-ndată, Domnul te așteaptă, căci vremea s-a scurtat. Căci toate au o vreme pentru împlinirea lor și doar a Lui putere te fac biruitor. Rămâi în ascultare, mereu în voia Lui. Ne vrei să stai odată la dreapta Domnului. În sfânta împărăție a Domnului Hristos să fii pe totdeauna cu cei victorioși. Să împărțim bucuria acum și în veșnicii. Te înrolează astăzi și nu mai zăbovi. Amin. Iisus te așteaptă să te înrolezi în oastea Lui la luptă.